Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Emma Patrici și vă invit să exersați împreună cu mine scrierea cuvintelor cu M înainte de B și P. Ascultați textul următor. Fiți atenți la scrierea cuvintelor subliniate. Campionatul de magie Robert e magician. Se îmbracă repede. Are campionat sâmbătă. Va exersa azi timp de o oră. Din pălărie va scoate o trompetă, timbre și o umbrelă. Nu e complicat. Rotește ambele mâini, apoi schimbă locul pălăriei. Din pălărie va ieși iepurele său, campii. La final va împărți zâmbete și bomboane. Chiar dacă Robert e magician, cuvintele subliniate nu sunt magice. Sunt însă cuvinte care respectă o anumită regulă. Conform acestei reguli, în cuvinte scriem m înainte de literele b și p. Iată exemple de astfel de cuvinte. Se îmbracă, sâmbătă, timbre, umbrelă. Ambele schimbă, zâmbete, bomboane, campionat, timp, trompetă, complicat. Acum e rândul vostru. Din pălăria magicianului vor ieși anumite obiecte și ființe. Scrieți pe caiet denumirile lor. Atenție la scrierea cuvintelor cu m înainte de b și p. Umbrelă, împărat, pompier, porumbel, lampă, bambus, porumb verificați scrierea cuvintelor. Vă invit să vă jucați de-a magicienii. Scrieți pe bucățele de hârtie cuvintele întâlnite în acest material. Lipiți-le pe un fir de ață. Puneți și ragul format într-o pălărie și invitați un prieten să participe. Scoateți pe rând câte un cuvânt, citiți cuvântul și alcătuiți propoziții cu el. Pe data viitoare!